noapte. Cum te simți, Elisa? Am ajuns la Gânăre, suntem gata, pe final. Senzațional, a fost o expediție marca Flow Adventure, foarte tare. Suntem, cred că a doua oară cu Flow. Ne simțim foarte bine de fiecare dată. Flo are așa un fel în care ți injectează pasiunea pentru natură și pur și simplu, odată ce vii, vrei să te înscrii și la o tură și încă o tură și încă o tură și apoi te bați cu ceilalți pentru un loc și ne-am gândit așa că n-ar trebui să mai treacă niciun an fără să venim cel puțin odată cu Flo. Deja ne facem planuri pentru anul viitor, nu știm ce să alegem, trebuie să ne bugetăm veniturile. Să mergem în cât mai multe expediții. Și noi ne bucurăm de voi de fiecare dată. Babă, n-ai avut de mult așa curată, Dăstărelu? Arată-ne, te rog frumos, mândrețea de mașină. Spune-ne cu ce ai participat în Transmeridional. Cu un patrol făcut de Dacia. Așa. Are punți rigide, doar când vrea ea. Doar dacă te uiți la ea așa, o ia la fugă singură de nebună pe drum. Ce să zic? Cum s-a comportat? Cum ți s-a părut? Pe foarte, traseu ți-a pus probleme pe undeva? Foarte frumos traseu, niciun fel de problemă. Culmea e, cred că e prima ieșire cu Flo la care nu am atins niciodată pe nicăieri. Foarte surprinzător. Ai început tu să ai experiență ca șofer în off-road. Da. Are copilotul bun, să ne înțelegem. Copilotul bun, evident. Am înțeles că este foarte important copilotul într-o astfel de aventură, pentru că îți poate face diferența dintre un șofer bun și un șofer mai puțin bun. Dintre a cădea în șans sau a trece cum trebuie. Dacă te-ai dus câțiva centimetri mai într-o parte, nu mai e bine. Unde ți s-a părut dificil? Sau unde ai simțit că poate îți pune problema mașina? Mașina nu mi-a pus, n-am simțit nicăieri că mi-ar putea pune problema. Au fost câteva înclinări mai ciudate unde cu cortul sus s-a simțit diferența de greutate, dar ca de obicei, tradiționalele flotări cu Flow 1, 1, 1, 1, până ajungi la 5 făcute cu el, durează ceva timp. Alea au fost singurele lucruri dificile. În rest, o plăcere totală. Cum vi s-a părut traseul așa, de toate? Sau mai lipsea ceva? Scurt. Scurt? Scurt. La asta nu m-am așteptat. Scurt. Dar data viitoare să încercăm să plecăm ori din Orșova să ajungem în Maramureș, ori invers. Bun, așa facem. Vă așteptăm cu drag și data viitoare. Venim. Venim cu siguranță. Ciao. Una. Două, patru bobă, 5 bobă! Suntem la Dunăre și urmează să plecăm acasă. Cum te-ai simțit zilele astea cu noi? Extraordinar. Au zburat, nici nu am simțit când. Cum ți s-a părut traseu? Spectaculos, complex. Am avut de toate și cazările au fost extraordinare. Am avut și munte, am avut și apă, am avut și câmpii cu miros autentic de flori. Cu miros de România. Sigur. Mi-aș dori ca mai mulți români să poată să vadă ce am văzut noi. Extraordinar. Foarte curată mașinuța, Dani. Da, spune-ne tu cu ce ai participat de data asta. Prezintă-ne jucăria ta. Tot cu aceeași jucărie ca și celelalte, cu un Nissan Patrol, un Y61, motor de 3000. Cum s-a comportat în traseu? Bine, a fost n-ai bine. N-ai avut probleme, așa? Nu, am avut un puțin emoții că e drum mai lung. N-am crezut niciodată că am să ajung cu el la Dunăre, la ce consumare și așa. Dar s-a întâmplat și asta, am ajuns la Dunăre, am ajuns cu bine, prin locuri frumoase, peisaje frumoase, traseu frumos. Și traseul în sine cum a pus probleme undeva? Ți s-a părut că... Nu. Noi am făcut mult mai grele, dar traseul frumos, a avut de toate. A avut și puțin mai dificil pentru noi să ne mai jucăm și am avut de unde alege. Ne bucurăm că ați fost cu noi. Și noi ne bucurăm foarte mult și sper că de curând să remergem cu voi.
Toyota. Deci, nu Toyota, cum îi spun eu. Fratele lui Ciprian. Nenea fratele lui Ciprian. Nenea fratele lui Ciprian. Dar acum să vină nenea fratele lui Sebastian și nenea Ciprian. Bine, mare drag. Ne vedem în Nordica, da? E prima ta tură. Prima mea tură. Mă bucur că ai nimerit la noi în grup, că nu știu cum ai intrat. Păi uite cum. Da? Mulțumesc că am învățat o grămadă de chestii și am înregistrat un record personal. 5 nopți dormite în mașină, prima dată în viață. Super! Ne bucurăm că v-am cunoscut. Cu sinceritate vă spun, un om care m-a enervat de 10 ori mai mult decât nevastă mea. Dar iubesc. Și am eu. Ia lui. Pârjolea. Pârjolea Alice Olivian. Hai, Bianca, vină cu acea. Provit. Să nu-l cap de mine. De acum. Da. Și omul care tot timpul a fost lângă mine și mulțumesc, în afară de Simo, este un pic să înțelegeți. Simo e lângă mine tot timpul. Plecăm cu Simo la Suceava sau cu puiul? Prindem pe Simo la Suceava. Rămâne puiul. Clar, puiul. Dunăre s-a terminat. Cum vă simțiți și cum a fost? Foarte bine, foarte frumos, doar că a fost prea puțin. Prea puțin? Bia? Mine. Mai mănânci mure de grabă? Nu mai. Nu mai mănânc fructe de pădure deloc, momentan. Cum ți s-a părut traseul și cum te-ai simțit zilele astea? Peisaje foarte frumoase. Nu cred că am fi făcut tot traseul ăsta singur, probabil pe bucăți. Și nu știu dacă l-am fi făcut de curând. Mulțumim și sperăm să ne mai vedem tot așa. Și noi mulțumim că ai venit cu noi, Puiu. Zi-ne câteva impresii și zi-ne câteva despre mașina cu care ai venit. Impresii, aș avea foarte multe de spus. Nu aveți bandă de înregistrat, că am de spus și toate de bine. Care despre mașina, ce să spun? Duce? Merge? M-a ajutat de fiecare dată, unde am fost, unde am trecut. Sper să mă ajute și în continuare. Și când nu mă poate ajuta a mea, mă ajută legenda. Și în rest, da cât mai multe din astea. Mulțumim frumos! Ciao!